Trei zile de surprize, distracție și voie bună îi așteaptă pe mehedințeni începând cu data de 13 octombrie la Festivalul Pastramei și Mustului. Evenimentul se va desfășura în zona Crișan din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Îndrăgiți interpreți de muzică populară vor menține o atmosferă de distracție, cântec, joc și voie bună. În perioada 13-16 octombrie, mehedințenii sunt așteptați la petrecere și voie bună pe promenada Crișan, la Festivalul Pastramei și Mustului. Evenimentul este organizat de Primăria Drobeta-Turnu-Severin și Palmira Expo. Distracția va fi întoi 3 zile și 3 nopți, muzica va răsuna în tot orașul. În prima seară de festival vor încânta publicul spectator Emilia Dorobanțu, Adi Troi, Angela Magheru și Cristina Croitoru. Concerte în aer liber, muzică de calitate, parc de distracții pentru cei mici și foarte mult must. De asemenea, Pastrama va fi și ea vedeta festivalului, alături de cele mai gustoase preparate menite să-l asigure apă tuturor cetățenilor. În cea de-a doua seară pe scenă vor urca Ion Drăgan, Alina Darap, Mariana Tudor, Ingrid Boengiu, dar și Constantin și Cosmin Gaciu. Voia bună pentru cei mici va fi asigurată de cel mai mare și frumos parc de distracții, trenulețe, castele, topogane gonflabile și carusele. În fiecare zi, iar pe părinți, îi așteaptă grătarele încinse la maxim și stropite cu must din belșug, precum și un fastuos show culinar cu pastramă, berbecuți și viței la protein. Ultima zi de distracție se va încheia cu un concert susținut de Mălina Sarcină, Larisa Sarcină, Cosmin Bârlan, iar cireașa de pe tort va fi întrăgită artistă de muzică populară Anica Ganțu. În cadrul acestui eveniment, mehedințul meu este partener media.